Hello! Astăzi facem un nou episod. Vă salut pe toți! Acum mă salutați și voi, dacă nu, pa! Și m-am decis astăzi să facem tipuri de cerșetori. Hai să vedem câteva tipuri de cerșetori. Și hai să cerșim împreună! Menia, îmi dai și mie o leu! Pe mine mă cheamă Lucian și voi vă uitați la Lucian Channel 09. Primul tip de cerșetor. Cercetătorul respectos. Mulțumesc, domnule, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Cercetătorul numărul 2. Cercetătorul nemulțumit. Hai, bă, nene, dumă un bando, mai dă un leu acolo. Hai, bă, nene. Nene, mai dai? Nene, hai încă un ban, nene. Cercetătorul numărul 3. Cercetătorul agresiv. Fraiere, mai vii cu 100, ai înțeles că te spar. Tu, mă, nu dai, nu dai. Cercetătorul numărul 4. Cerșetorul cu probleme. Nenea, dați-mi mie un leu. Dați-mi mie. Dați-mi ca și o probleme acasă. Copiii bolnavi, domnule. Am probleme la discul de ambreaz, domnule. Mi s-a bocat caldul, domnule, probleme. Mulțumesc, domnule. Cerșetorul numărul 5. Cerșetorul bișnițar. Șeful, hai să-ți vin o pareche de pochela. Noi nu uzbăuți din al doilea război mondial. Purtați numai de mine și de fratele meu cașmir, vrei? Șefule, te interesează niște mărciuri de ceasă. Asta e lui Veston, asta e de la Chupacabra, ăsta e de la Boulangerie, ăsta e de la Mickey Dome, ăsta e de la ala cu vapoare, ce mi-ați rezistă sub apă. Asta haurii, domnul, ultimul model de haur. Asta ruptă nu dau, domnul, că asta ruptă la mine, pentru mine. Vrei, domnul, tot total 12 lei și 160 de euro, vrei? Șef, șef, hai să schimbi niște valuta la tine, bă. Șef, o schimb euro la jumătate de preț, bă, haide, să schimbe. Nu vrei să schimbe la mine, dar păi du-te în cap. Să te mănânce, bă. Și să n-ajung zua de capace ești, tă-te. Pe dracu, bă, că nici nu schimbam la ce față ai, bă, barta loc. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Și nu uita că am băgat o dronă la giveaway. Poți să o câștigi chiar tu. Să-ți las videoclipul în descriere, uită-te să vezi despre ce e vorba și poți să o câștigi. Așa că până data viitoare...